În timp ce în capitală trenează problemele cu căldura și Nicu Șordan estimează că se vor rezolva în 2-3 ani, edilul capitalei a trecut la următorul nivel. Vrea să reconstruiască celebrul pod al calicilor. Primarul a anunțat că a semnat deja certificatul de urbanism pentru acest proiect. Primăria Capitalei mai vine și cu vești bune de data aceasta atât pentru bucureșteni cât și pentru turiștii care vin în capitală. Edilul general Nicu Șordan susține că Dâmbovița este o uriașă oportunitate pentru București și trebuie să dea municipiului facilități care să o facă atractivă. Primarul a anunțat că a semnat deja certificatul de urbanism pentru un proiect care vizează râul Dâmbovița, prin care ar urma să se reconstruiască celebrul pod al calicilor. Am făcut deja un prim pas pentru realizarea zone lor pietonale pe cele două maluri ale Dâmboviței de la Piața Unirii la Izvor, ca urmare a semnării certificatului de urbanism pentru o parte din proiectul Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, inițiat în urmă cu 15 ani. Partea acestui proiect este și refacerea celebrului pod al calicilor, care va lega centrul istoric de zona Palatului de Justiție, a anunțat Nicu Șordan pe pagina sa de Facebook. De la acte până la treabă mai durează însă, mai sunt așteptate câteva avize. Nicu Șordan estimează că ar dura o până să fie emisă autorizația de construire și abia după alte încă două-trei luni va începe procesul de achiziție pentru execuția acestor lucrări. Cu mulți ani în urmă, celebrul pod peste Dâmbovița din apropierea curții de apel București risca să se surpe din cauza infiltrațiilor apei în structură. În tot acest timp, o comisie a făcut o analiză și a dispus efectuarea lucrărilor de remediere. Momentan, atât pentru localnicii cât și pentru turiștii din București, Dâmbovița pare prietenoasă doar în zona centrală, spre bibliotecă. În rest, parte bună din cei 22 de kilometri de albie care traversează orașul oferă o priveliște rece și dezolantă. În urmă cu doi ani, arhitectul șef al capitalei îi promita însă o altă față, cu o condiție să fie bani. Abia acum lucrurile parcă încep să se miște în ceea ce privește reconstruirea podului.